Țigările se scumpesc treptat de la 1 ianuarie cu 10%. Se întâmplă după ce accizele la produsele din tutun au crescut în 2024, în timp ce unii fumători spun că majorarea le afectează bugetul și vor încerca să fumeze mai puțin, alții sunt gata să plătească și mai mult. Dar nici de cum nu pot renunța la acest viciu. În urma majorării accizei, statul urmează să acumuleze în buget cu peste 300 de milioane de lei mai mult decât în 2023. În 2024, accizele la țigări s-au majorat cu 120 de lei și au ajuns la 1318 lei pentru 1000 de țigărete. Astfel, de la 1 ianuarie, un pachet de țigări s-a scumpit cu cel puțin 3 lei și 50 de bani și nu poate fi vândut cu mai puțin de 38 de lei și 50 de bani. Un calcul simplu arată că o persoană care fumează în medie câte un pachet de țigări pe zi, de cele mai ieftine, va trebui să scoată din buzunar în acest an cel puțin 14 mii de lei. La Piața Centrală, cel mai ieftin pachet de țigări poate fi cumpărat cu 39 de lei față de 35 de lei cât era în 2023. Dacă unele mărci de țigări sunt mai scumpe cu 3 lei, la altele majorarea ajunge și până la 10 lei. Vânzătorii spun însă că majorarea nu a tăiat din elanul cumpărătorilor. Cele mai ieftine sunt 39 de lei, de pe 1 ianuarie. Mm-hmm. Dar până acum erau 35 până anul. Da. Și spuneți că consumatorul nu-i afectează, adică nu se înțeles diferență, nu, vin nu, mai puțin? Nu, tot așa. Cum au cumpărat? Așa și cumpăr. Cel mai ieftin este 39. Și lumea vine, cumpără în continuare, adică se înțeles cumva că se afectați consumatorul? Nu, s-a revoltat, lumea e revoltată, că s-a majorat prea tare, prea scump. Ne vinovățesc pe noi, că noi suntem vinovați. Dar cumpără mai puțin cumva oamenii? Da, nu-și permit, că acum și cu hrana la fel. Dacă înainte își permite să mănânci un kilogram de mandarin, acum mănâncă jumate, apoi și aici. Care le apă, de care și cum. La 2-3 lei. E lui de pe cupaie tu tot, ele cacta... Da, berut. Berut, dar nu o taxă, vale nimeni. Ani знали, că будет повышение, или как-то... Я не знаю. Мы не предупреждали никого. Мы сами не знали. Unii fumători susțin că prețurile majorate nu îi vor face să renunțe la acest viciu. 49. Și cu cât cumpărați? Cu 51. Cum ați pe zi? Cam câte țigări? Minim o pacică. Minim? Da. Și o să continuați mai departe? Adică nu o să... Eu o să continui. Mai departe... Dar din păcate așa, încercăm să micșurăm cantitatea de țigări, dar până când suntem fumători. Eu cred că omul care fumează, el va fuma asta, dar depinde de dorință, în sens că dacă vrei să-l leși, încetșor, încetșor o să leși. Nu mă gândesc că diferența asta de 2-3 lei joacă un rol foarte important. Omul care fumează, oricum a să fumeze. Afișorul cumpără. Da, da. Ați cumpărat pentru el, da? Da, da. Și cât ați mai cumpărat anterior? Știți cu cât s-a scumpit? Da, a fost 35, 36, acum e 38. Aici, de la magazin, 39. Scumpi, prea scumpi. Credeți că o să renunță sau? Nu, tot așa fumează. Nu schimb nimic. Tot aceeași. Не знаю, курить меньше можно, можно даже бросить, я думаю, но... Посмотрим. Лумия, care au fumat, сумează. De asta nu e gine, statul profită. Atât. De ce credeți că s-au majorat accizele? Da, profită, că au văzut că lumea permanent fac majoritate, cresc prețurile și lumea tot una cumpără. Că asta e un viciu care nu pot să lipiți așa ușor. Scumpie. 3 lei. Și fumați mai puțin acum? E tot așa. Tot o pacică. Nu mai socotim oricum cumpărat. Alții cred că dacă țigările se vor scumpi mai mult, vor fi mai motivați să renunțe la fumat. Îmi preocupă pastorul 6 lei, aici, pe 52 lei. 36, 39. Nu, staram să curit pe mici. Da? Scolca țigări atunci? Pacică, curit, uhodit pacică. Pacică, zapăs, uhodit. 62 am. Dar cu cât au cumpărați? 52. Serios? 10 lei. Asta vă afectează? Cumpărați mai puțin? Fumați mai puțin? Sau cum faceți? Vedem că să le pădăm. Cam cât cheltuiți așa lunar pe ei? Da, socotici singur, în fiecare zi un pachet de zi. Este alea. Vă dă prost. Clas le scumpiați. Cât mai repede, cu atât mai bine. Poate ar să le pădăm tăți o dată și gata. În acest an se preconizează că veniturile la bugetul de stat din accizele la țigări vor ajunge la 2,8 miliarde de lei, cu peste 300 de milioane de lei mai mult decât în 2023. Expertul economic Veceslav Ioniță spune că majorarea accizei este necesară pentru a combate fumatul, dar și pentru că mărimea acesteia să ajungă la nivelul țărilor europene. Noi am început de la 120 de miliarde anual.
În 2008-2009 Moldova avea, cred că, cel mai mic acciz la țigări din lume, dacă nu din lume, din Europa, sigur. Acum le creștem cu 10%, angajamentul nostru este ca să ajungem la o acciză minimă europeană. De ce facem lucrul acesta? Că dacă noi ne presupunem, dacă noi dorim să intrăm în Uniunea Europeană, nu trebuie să creăm în Moldova așa numitele paradise fiscale, în special la țigări. Că dacă în toată Uniunea Europeană acciza la țigări e mare și la noi e micuță, va fi ceea ce a fost ani de zile contrabanda din Moldova în Uniunea Europeană. Altfel spus, noi fraudăm bugetul Uniunii Europene. Trebuie să ajungă la 90 de euro 1000 de țigări, deci practic trebuie să dublăm acciza. Serviciul Fiscal de Stat informează comercianții că va efectua controle riguroase, iar cei care vor vinde țigări la un preț mai mic de 38 de lei și 50 de bani vor fi amendați. Sancțiunea poate ajunge până la 50% din valoarea țigărilor aflate în stocul în momentul controlului. Precizăm că politica bugetar-fiscală prevede majorarea accizelor la țigări și pentru anul 2025 și 2026. Astfel, țigările se vor scumpi și în următorii ani cu câte 10%.